Ada Solomon este fondatorul și directorul festivalului de film Next, înființat în memoria lui Cristian Nemescu și Andrei Toncu, și este unul dintre cei mai activi cineaști contemporani. Născută la București pe 3 iunie 1968, Ada este de asemenea producător, distribuitor de film și manager cinema, în această ultimă calitate dezvoltând debutul în lungmetraj al lui Daniel Surdu pentru Un pas înaintea Serafimilor. Ada Solomon a produs o serie de scurtmetraje câștigătoare a numeroase premii internaționale. Marilena de la P7 în regia lui Cristian Nemescu, Lampa cu căciulă realizat de Radu Jude și Renovare a lui Paul Negoescu. Ce au zis oamenii când termină baia? Azi a trebuit, auzi că mai am nevoie de kit. Auzi? Nu crezi că deja ne costă cam o distracție asta? A, cu ce vrei dacă am început? Principala problemă e că parcă nu mai termină odată. Las că terminați baia dacă au chit-ul. No. Și? Ce facem? Te duci tu? Da, mă duc eu. Eu nu am cum să fac. Ada Solomon este și producătorul filmelor Poziția copilului, regizat de Cătălin Paul Nețăr, film deținător al Ursului de Aur în 2013, sau al celui de-al treilea lungmetraj al lui Radu Jude, Aferim, și el câștigător în 2015 a Ursului de Argint, pentru cea mai bună regie. Colaborarea Adei Solomon cu parteneri internaționali precum Franco Zeffirelli la realizarea proiectului Calas Forever, de exemplu, întregește portretul profesional al unui cineast român contemporan de mare valoare.